Slăvit să fie Domnul! Iată-ne la un nou început, un an nou, care nu știm ce poate să ne aducă, dar datoria noastră este să privim cu încredere înainte, bazându-ne nu pe puterea noastră, ci pe ajutorul și promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură. Haideți să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Matei, capitolul 7, de unde vom citi versetele de la 24 la 29. Matei, capitolul 7, de la 24 la 29, Cuvântul Domnului ne vorbește în felul următor. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Domnul Iisus Hristos spunea aceste cuvinte la finalul predicii de pe munte, după ce a vorbit oamenilor care au fost prezenți la transmiterea din partea Domnului Iisus Hristos a tuturor învățăturilor pe care Domnul le-a adus înaintea lor, învățături cu privire la dorința lui Dumnezeu, că ei trebuie să fie sare, să fie lumină, învățătură despre preacurvie, despre despărțire, învățătură despre rugăciune, despre milostenie, despre post, despre îngrijorare, despre, eu știu, bârna și paiul din ochiul aproapelui nostru, despre stăruința în rugăciune, despre poarta cea strâmtă. Domnul Iisus Hristos a prezentat într-un mod extraordinar atât de multe învățături despre felul în care oamenii trebuie să-L caute pe Dumnezeu, trebuie să se apropie de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a vorbit o mulțime de învățături care veneau din inima lui Dumnezeu, transmise prin Fiul lui Dumnezeu înaintea lor. Și aș vrea să ne gândim la faptul că Dumnezeu ne-a vorbit și nouă de atâtea ori. Și Dumnezeu va continua să ne vorbească. Fie că o va face prin predicatori, fie că o va face în momentele noastre în care stăm cu Scriptura deschisă să citim, Dumnezeu ne va vorbi prin Scriptură, fie că Dumnezeu ne va vorbi prin proroci, prin vedenii, prin vise, prin alte metode pe care Dumnezeu le are la dispoziție ca să ne vorbească. El ne-a vorbit și va continua să ne vorbească, așa cum le-a vorbit oamenilor prin această predică de pe munte. Și în încheiere, Domnul Iisus Hristos rostește cuvintele pe care tocmai le-am citit. Și aș vrea să ne gândim la următorul lucru. Domnul Iisus Hristos prezintă în versetele acestea două categorii de ascultători. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi. Eu să mă întreb în dreptul meu și fiecare dintre dumneavoastră care ascultați, să vă întrebați, să vă cercetați în dreptul dumneavoastră. Ce fel de ascultător vei fi al cuvântului lui Dumnezeu, al învățăturii despre împărăția lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, despre harul, despre dragostea lui Dumnezeu, despre veșnicia pe care Dumnezeu ne-o promite prin Domnul Iisus Hristos? Ce fel de ascultător voi fi? Ce fel de ascultător veți fi fiecare dintre dumneavoastră?
Domnul Iisus Hristos spune că sunt două categorii de ascultători. Versetul 24 spune așa Domnul. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Prima categorie de ascultător este ascultătorul care, după ce aude cuvântul lui Dumnezeu, după ce aude mesajul Evangheliei, după ce aude prin diferitele metode pe care Dumnezeu le are la dispoziție cuvântul, spune Domnul Iisus că el, în momentul în care aude cuvântul lui Dumnezeu, face. Pe oricine aude cuvintele mele, le face. Prima categorie de ascultători sunt ascultătorii care, în momentul în care aud cuvântul lui Dumnezeu, sunt gata să facă, sunt gata să împlinească. Și apoi, Domnul Iisus Hristos îi caracterizează pe oamenii aceștia care, auzind cuvântul, sunt gata să-l facă, să-l împlinească, ca să ne fie ușor să ne vedem fiecare dintre noi, în care dintre aceste categorii ne aflăm, a ascultătorului care face sau a ascultătorului care nu face, care nu împlinește cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și rămânând la această primă categorie a ascultătorului care face, Domnul Iisus Hristos îl prezintă pe acesta ca fiind un om cu judecată. Pe oricine aude cuvintele mele și le face, spune Domnul Iisus Hristos, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Un om cu minte, un om înțelept. Poate că de multe ori noi gândim o înțelepciune stă în perii albi ai unui om. Înțelepciunea stă în mintea și în inima oamenilor care au studiat foarte mult, a oamenilor care au masterate, doctorate, oamenilor care au studiat diferite lucruri. Dar Domnul Iisus Hristos spune altfel. Înțelepciunea stă în inima omului. Înțelepciunea este în omul care, în momentul în care aude cuvântul, îl împlinește. Acela este omul cu judecată, omul înțelept în ochii lui Dumnezeu, omul care aude cuvântul și este gata să facă ceea ce Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îi transmite un mesaj, Dumnezeu îl cheamă la ascultare, îl cheamă la supunere, la pocăință, la împlinirea voii sale și omul care este gata să împlinească, să facă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îl numește un om cu judecată, un om înțelept. E bine, dacă vrem să fim oameni înțelepți, trebuie ca de fiecare dată când Dumnezeu ne vorbește, când auzim cuvântul lui Dumnezeu rostit în dreptul nostru, să fim gata să împlinim, să fim gata să facem, să fim gata să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, cum spunea psalmistul, să strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, o să pun la inimă fiecare mesaj pe care Dumnezeu îl are pentru mine, o să-mi deschid inima, să-mi deschid mintea și să strâng cu bucurie cuvântul în inima mea, în mintea mea, ca să îl împlinesc. Apoi, Domnul Iisus Hristos, pe lângă această primă caracteristică a ascultătorului, care este gata să facă, să împlinească, spune că el este un om cu judecată și este un om care își zidește casa pe stâncă. El își zidește casa pe stâncă. El își zidește casa pe stâncă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omul care aude cuvântul, omul acesta devine un om cu judecată, un om înțelept, în momentul în care aude și își dorește să împlinească. Și trece mai departe, fiind gata să-și zidească casa pe stâncă. Adică, la temelia vieții lui, el are cuvântul lui Dumnezeu. La temelia familiei lui este cuvântul lui Dumnezeu. El, în fiecare decizie, în fiecare situație cu care se confruntă, în fiecare zi, viața lui, familia lui este condusă, este călăuzită prin cuvântul lui Dumnezeu. El trăiește pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Pe el nu-l interesează și nu se teme de veștile care se aud cu privire la tot felul de lucruri, de situații, de crize,
financiare, de probleme de o natură sau alta. El nu are treabă de nimic din toate astea. El se uită în cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru el, ceea ce contează cel mai mult este cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu i-a vorbit, ceea ce Dumnezeu îi vorbește în fiecare zi. Acesta este omul care și-a zidit casa pe stâncă. O, el se ancorează puternic în cuvânt, în Iisus Hristos, pentru că Scriptura ne vorbește despre faptul că stânca este reprezentată de Domnul Iisus Hristos. O, omul care ascultă cuvântul și este doritor să-l împlinească, să facă ceea ce Dumnezeu îi vorbește, el se ține strâns de cuvântul lui Dumnezeu și se leagă puternic de Domnul Iisus Hristos, cel care este stânca mântuirii noastre, cum spunea psalmistul în psalmul 95, versetul 1. El se leagă strâns, o, el sapă adânc în cuvântul lui Dumnezeu și se leagă de cuvânt, se leagă de Hristos, se face una cu Domnul Iisus Hristos. Viața lui, familia lui, toate planurile lui sunt conduse și rânduite după cuvântul lui Dumnezeu, după lumina și înțelepciunea pe care o primește prin cuvânt, prin relația lui cu Iisus Hristos, cel ce este cuvântul întrupat, cel ce este cuvântul viu al lui Dumnezeu, care a venit să ne-l arate pe Dumnezeu, să ne arate frumusețea, gloria, măreția lui Dumnezeu pentru noi, oamenii care trăim pe pământul acesta. Despre asta spune Domnul Iisus Hristos. Ascultătorul care face este un om cu judecată, un om înțelept, el își zidește casa pe stâncă, adică la temelia vieții lui este întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Este întotdeauna relația lui cu Domnul Iisus Hristos, dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. El nu se mulțumește să asculte cuvânt din partea lui Dumnezeu despre pocăință, de exemplu. Omul acesta nu se mulțumește să audă despre pocăință, să audă că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru păcatele noastre și că fiecare dintre noi care ne smerim, care ne pocăim, care ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu, ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este gata să ne ierte, să ne curățească, să ne sfințească, să ne dea statutul de copii al lui Dumnezeu, să ne dea dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. O, ascultătorul care este gata să facă, care este un om cu judecată și care zidește casa pe stâncă, el nu se mulțumește doar să asculte un mesaj din partea lui Dumnezeu despre pocăință. El nu se mulțumește să asculte un mesaj din partea lui Dumnezeu despre credință sau despre oricare alt subiect care izvorăște din Scriptură, din cuvânt, din Hristos. El nu se mulțumește doar să asculte, ci el își dorește să împlinească. El, în momentul în care aude despre pocăință, în momentul în care aude că el este un ticălos, un om vinovat și care are nevoie de jertfa lui Hristos, care să curățească, care să spele păcatele din viața lui, care să le libereze. O, în momentul în care aude mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, el rămâne străpuns în inima lui, la fel ca și credincioșii din fapte. El rămâne străpuns în inima lui de cuvântul lui Dumnezeu, rămâne străpuns în inima lui de Duhul lui Dumnezeu și își dorește să se pocăiască, își dorește să-și mărturisească păcatele, își dorește să-și schimbe viața, o, să se apropie de Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, să facă tot ce ține de el ca să fie curat, plăcut în voia lui Dumnezeu. Acesta este omul care își zidește casa pe stâncă. El nu se mulțumește doar să audă lucruri frumoase despre planul lui Dumnezeu. El nu se mulțumește să audă doar despre faptul că el este chemat să fie sarea lumii, lumina lumii. O, el caută să împlinească asta. El caută să fie lumină, să fie sare, să fie o mărturie. Acesta este ascultătorul care este gata să facă. Este gata să facă. Este omul cu judecată, este omul care își zidește casa pe stâncă și zidindu-și casa pe stâncă, bazându-se pe
cuvântul lui Dumnezeu și pe relația lui cu Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat, în momentul în care, spune cuvântul, a dat ploaia, versetul 25, în momentul în care vine ploaia, în momentul în care vin șuvoaiele, în momentul în care încep să sufle vânturile în viața lui, în sufletul lui, în familia lui, în momentul în care încep să bată în casa lui, spune Scriptura că ea nu se prăbușește. Casa lui, familia lui, relația lui cu Dumnezeu, familia lui nu se prăbușește. De ce? Pentru că el a fost strâns legat de Iisus Hristos, pentru că el a fost strâns, ancorat de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el nu s-a mulțumit doar să asculte despre Dumnezeu și despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. El a spus, eu vreau să fac, eu vreau să-L caut pe Dumnezeu, eu vreau să am inima strânsă, legată de Domnul Iisus Hristos, de cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care în viața lui vin încercările, în momentul în care în viața lui vin problemele, vin necazurile, vine boala, vine suferința, vin tot felul de situații, omul acesta are parte de biruință. Viața lui nu se prăbușește, pentru că sufletul lui stă neclintit. Sufletul lui stă neclintit, dar nu pentru că el a devenit un om puternic, nu pentru că, eu știu, el are anumite abilități prin care să se strecoare în fața încercărilor, în fața problemelor, în fața situațiilor care vin peste viața lui. Nu! Sufletul lui stă neclintit pentru că este legat de Iisus Hristos, pentru că este legat de cuvântul lui Dumnezeu. O, credința lui nu cedează. Credința lui nu cedează. Așa cum acei trei tineri care erau gata să fie aruncați în cuptorul cu foc, dacă ne uităm în Daniel, în capitolul 3, acești trei tineri sunt aduși înaintea lui Nebucadnețar. Și Nebucadnețar le spune așa, Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis, în adinsul are Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar, noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. De ce? Credința omului care este strâns legat de Iisus Hristos și de cuvântul lui Dumnezeu, care are dorința de a împlini, de a face voia lui Dumnezeu, de a împlini cuvântul pe care Dumnezeu îl spune în dreptul lui. De ce credința unor astfel de oameni nu cedează? Pentru că ei știu cui slujesc. Ei știu că în fața pericolului, în fața necazului, Dumnezeu le poate veni în ajutor. Și la fel ca și acești trei tineri, pot sta în fața necazului, în fața morții și pot spune, chiar dacă nu le va scoate Dumnezeu, măcar că noi știm că El poate, măcar că noi știm că El are puterea să o facă, chiar dacă nu va face, dintr-un motiv pe care noi nu-l cunoaștem, noi nu vom ceda înaintea lui Dumnezeu. O, noi nu vom renunța la credința noastră în Dumnezeu. De ce? Pentru că ei au strâns cuvântul în inima lor. Pentru că ei au avut dorința să împlinească când Dumnezeu le-a vorbit, au spus, Doamne, ca și Samuel altădată, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Doamne, vorbește, pentru că eu sunt gata să fac, pentru că eu vreau să fiu un om cu judecat, un om înțelept.
un om care să-mi zidesc casa pe stâncă, un om care să îmi pun viața în rânduială înaintea ta, a mea și a familiei mele, potrivit cuvântului, potrivit relației pe care o am cu Fiul tău, cu Iisus Hristos, potrivit călăuzirii și luminii pe care Duhul lui Dumnezeu mi-o dă în fiecare zi. Și atunci când vin încercările, când vin furtunile, atunci când bate ploaia în viața noastră, avem parte de biruință. Sufletul nostru stă neclintit, credința noastră nu cedează și chiar dacă uneori și noi ca și credincioși vom avea parte de astfel de situații, pentru că să știți că Dumnezeu nu ne promite că fiind gata să ascultăm și să facem voia Lui, să ne încredem în El, vom fi scutiți de necazuri, vom fi scutiți de încercări. Iată că cei trei tineri, Shadrach, Meshach și Abednego, n-au fost scutiți de încercare, Daniel n-a fost scutit de încercare și oriunde ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, oamenii credincioși lui Dumnezeu, oamenii care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, n-au fost scutiți de încercare. Dar în mijlocul încercărilor, în mijlocul furtunilor, au avut parte de ajutorul lui Dumnezeu. Au știut că Dumnezeu îi poate izbăvi, au știut că Dumnezeu le poate da ajutor, indiferent de situația în care au ajuns, indiferent cât de grea, de imposibilă ar fi situația lor. Ei au știut că Dumnezeu le poate veni în ajutor și chiar dacă n-ar fi făcut-o, ei ar fi rămas pe deplin încredințați că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu este stăpân și suveran peste viața lor, peste situațiile care au venit în viața lor. Și ceea ce este frumos și minunat în prezentarea pe care Domnul Iisus Hristos o face ascultătorului care este gata să împlinească, să facă ceea ce Dumnezeu îi vorbește, este finalul lui. Spune că după ce a dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturi, au bătut în casa aceea, ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâng. Ea nu s-a prăbușit. Finalul omului care ascultă, care face voia lui Dumnezeu, care este gata să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când Dumnezeu îi vorbește ceva, el se pună la inimă, spună: Doamne, vreau să împlinesc, vreau să mă străduiesc, Doamne, să ascult de Tine, de ceea ce Tu mi-ai spus, Doamne, vreau să fiu un om cu judecată, vreau să-mi zidesc casa pe stâncă, Doamne, vreau să am parte de biruință. Și finalul unui astfel de om care ascultă și este gata să împlinească, să facă, este biruința deplină în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai important, cel mai frumos al vieții de credință. Să știi că finalul este biruința deplină în împărăția lui Dumnezeu, bazându-te pe Hristos, pe cuvânt, pe părtășia pe care o ai cu Hristos, legându-ți inima de El, de cuvânt și de Duhul Sfânt, care este în noi, care este cu noi, care ne conduce, ne călăuzește, care ne împuternicește, care ne dă darul, care aduce alinare și mângâiere în viața noastră. Finalul ascultătorului care face, care împlinește voia lui Dumnezeu, este biruința de plin. Este cerul. Slăviți fie Domnul Iisus Hristos! Cât de minunat prezintă Domnul Iisus Hristos caracteristicile acestea cu privire la ascultătorul care face, care împlinește. Însă, Domnul Iisus Hristos vorbește și despre o a doua categorie de ascultători. Ascultătorul care, deși aude și el, ca și primul, amândoi au fost prezenți acolo la predica de pe munte, amândoi au auzit același mesaj, amândoi au auzit glasul Domnului Iisus Hristos, inima lor, mintea lor, urechile lor, au avut harul să audă aceleași cuvinte rostite cu putere, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Însă, a doua categorie de ascultători sunt aceia care, deși aud, deși Dumnezeu le vorbește, ei nu fac, spune Domnul Iisus Hristos în versetul 26. Însă, oricine aude aceste cuvinte,
ale mele și nu le face. Și nu le face. A doua categorie de oameni care au parte de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, de a auzi voia lui Dumnezeu, de a li se propovădui Evanghelia mântuirii lui Iisus Hristos, ei aud, dar nu sunt gata să facă. Nu sunt gata să își deschidă inima, să strângă și ei cuvântul, să-și deschidă mintea, să primească și ei cuvântul. O să spună ca și Samuel, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. O, ei nu spun asta. Ei doar aud, dar nu sunt gata să facă. Nu sunt gata să facă. Nu sunt gata să facă. Și uitați cum îi caracterizează Domnul Iisus Hristos pe ascultătorii care aud, dar nu sunt gata să facă, să împlinească cuvântul, voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune că oamenii aceștia sunt oameni nechipzuiți. Oameni nechipzuiți, oameni neînțelepți. Oameni care refuză cel mai important lucru din viața lor. Refuză cuvântul lui Dumnezeu. Refuză voia lui Dumnezeu. Refuză, dacă vreți, mântuirea lui Dumnezeu. Refuză mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu le spune, uitați ce trebuie să faceți ca să fiți mântuiți. Asta este planul de mântuire. Asta este dragostea mea. Uitați-vă la Fiul meu. O, l-am trimis să moară pentru voi. Am trimis să fie răstignit. Am trimis să ia asupra lui toate păcatele voastre. El pentru asta a murit. Pentru păcatele voastre, pentru păcatele noastre, ale tuturor. Cum spunea Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. O, iată-l! El este Fiul meu care ridică păcatele voastre. Și omul aude mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, fie prin predicator, fie prin scriptură, fie într-un alt mod. Aude, dar intră pe ureche și iese pe cealaltă. O, inima lui nu este deloc mișcată. Inima lui nu este deloc străpunsă de cuvântul acesta. Și Domnul Iisus Hristos spune că ascultătorul care aude, dar nu este dispus să facă, este un om nechipzuit, un om neînțelept. Un om care pierde cel mai important sens al vieții, respingând cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta, continuă Domnul Iisus Hristos să-l caracterizeze și să spună despre el, este un om care își zidește casa pe nisip. Își zidește casa pe nisip. O, la temelia vieții lui nu este cuvântul. Nu este voia lui Dumnezeu. Nu este voia lui Dumnezeu. Nu este relația lui cu Hristos, cu Hristos, cuvântul întrupat. El își bazează viața pe, poate, ceea ce este el, pe ceea ce a reușit el în viața lui, pe, eu știu, prieteniile lui, pe influența pe care el o are. El își bazează viața pe anumite tradiții, pe anumite obiceiuri pe care le-a spus. Adesea oamenii spun, eu m-am născut în credința asta și în credința asta mor. Măcar că credința despre care ei vorbesc n-au nimic de-a face cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos, Cel care lucrează în noi credința. Și de multe ori, poate și printre noi sunt tot felul de oameni care vin cu tot felul de tradiții, cu tot felul de obiceiuri care să adauge la cuvântul lui Dumnezeu și pun tot felul de sarcini pe umerii noștri, spunând, o, trebuie să facem și asta, trebuie să facem și asta, m-am auzit eu, nu știu unde, nu știu ce frate, spunând că așa este bine. O, fiecare lucru pe care îl auzim, trebuie să-l trecem prin Scriptură. Nu trebuie să accept nimic în inima mea și în viața mea dacă lucrul acela nu se regăsește în Scriptură, chiar dacă pare bun, chiar dacă pare interesant. Un om care acceptă și altceva este un om care își zidește casa pe nisip. Își zidește casa pe nisip. O, lui poate că îi place când aude predici despre binecuvântare. O, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze.
O, poate că îi place predica despre vindecare. O, Dumnezeu poate să vindece. Poate că în familia lui este cineva bolnav și se gândește, o, mare este Dumnezeu dacă îmi va vindeca copilul. Dar când aude că Dumnezeu vorbește și despre pocăință, o, când aude în cuvântul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că înaintea lui Dumnezeu trebuie să trăiești o viață curată, o viață sfântă. O, când aude despre Dumnezeu, că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este un foc mistuitor, o, că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, atunci inima lui nu mai este la fel de doritoare după cuvântul lui Dumnezeu. El ar vrea să primească și să își bazeze viața doar pe promisiunile și cuvintele care îi aduc beneficii, care îi convin. Și adesea poate întâlnim credincioși care vin în bisericile noastre și le plac, le convin anumite învățături pe care le primesc din Scriptură, dar nu sunt gata să împlinească toată Scriptura. Tot și spune Dumnezeu. O, le place să le vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, dar să nu vorbești despre sfințenie, să nu vorbești despre dreptate, o, să nu vorbești despre judecată, să nu vorbești despre păcat, că Dumnezeu pedepsește păcatul, că Dumnezeu este un Dumnezeu care va da la înaintea căruia va trebui să dăm socoteală pentru viața noastră. Aceștia sunt oamenii care își zidesc casa pe stâncă, care ar primi și ei cuvântul, dar doar anumite părți din el, doar anumite lucruri care le convin, care le aduc anumite beneficii. Oameni care zidesc casa pe nisip. Ei niciodată nu renunță la păcatul din viața lor. Ei niciodată nu sunt gata să ia crucea și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos din toată inima, indiferent ce ar însemna asta, indiferent pe unde ar trebui să meargă împreună cu Domnul și după Domnul Iisus Hristos. Și la fel ca și în cazul ascultătorului care este dispus să facă, să împlinească cuvântul, voia lui Dumnezeu, și în viața ascultătorului care nu vrea să facă, care nu este dispus să împlinească, după ce Domnul îl caracterizează ca fiind un om nechipzuit, neînțelept, după ce Domnul spune despre el că este un om care zidește casa pe nisip, adică nu își bazează viața pe cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, pe relația lui cu Hristos, pe Duhul lui Dumnezeu, vin și în viața lui încercările, vin și în viața lui luptele, momentele grele. Spune versetul 27 că și în viața omului care aude cuvântul și nu-l împlinește, nu-l face, vine ploaia, vin șuvoaiele, vin vânturile și izbesc în casa aceea. Știți ce se întâmplă? Omul care nu-și leagă inima de cuvântul lui Dumnezeu, de Hristos, de Duhul lui Dumnezeu. Omul care nu vrea să strângă cuvântul și să-l împlinească în viața lui, să trăiască viața lui în fiecare zi după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. În momentul în care vin încercările, în momentul în care vin luptele, greutățile, furtunile peste viața lui, spune Domnul Iisus că casa lui se prăbușește. Casa lui se prăbușește. Viața lui este dărâmată. Viața lui este ruinată. Și poate că sunt oameni care, experimentând prăbușirea, ruinarea vieților lor, a familiilor lor, poate, au momente în care se trezesc și se întorc din toată inima la Dumnezeu. Dar trist este că sunt oameni care, deși au auzit cuvântul lui Dumnezeu, n-au vrut să-L împlinească. Au fost oameni neînțelepți, oameni care și-au zidit casa pe nisip, oameni care, în momentul în care au venit greutățile, furtunile, loviturile peste ei, s-a prăbușit casa lor, s-a prăbușit viața lor. Și poate pentru unii, prăbușirea aceasta a fost definitivă. Așa cum spune Domnul Iisus Hristos în încheierea versetului 27, și prăbușirea i-a fost mare.
Adică pentru unii prăbușirea aceasta este atât de mare, mare, încât niciodată nu se mai pot ridica. Încât niciodată nu mai pot veni înaintea lui Dumnezeu și să beneficieze de har, de milă, de îndurare, de ajutorul lui Dumnezeu. Iată dar un gând, o perspectivă pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce înaintea noastră acum, la începutul acestui an. Și vă întreb din nou, ce fel de ascultători veți fi în anul acesta? Ce fel de ascultător voi fi eu în anul acesta? Voi fi din prima categorie sau din a doua? Din prima categorie de ascultători care, în momentul în care aud cuvântul lui Dumnezeu, sunt gata să-l împlinesc și astfel Domnul să spună despre mine, despre tine, este un om cu judecată, este un om care își zidește casa pe stâncă, un om care la temelia vieții lui este cuvântul, este relația cu Hristos, este prezența Duhului Sfânt și în momentul în care vin greutățile, vin furtunile, vin luptele, vine poate prigoana, el rămâne în picioare. Toate acestea lovesc în el, dar casa lui nu se prăbușește, pentru că a avut temelia pe stâng, a avut temelia în Hristos, a avut temelia în cuvânt, a avut la baza vieții lui o relație strânsă cu Domnul Iisus Hristos, cu Duhul lui Dumnezeu, a avut în inima lui și în mintea lui cuvântul lui Dumnezeu și dorința de a sluji, de a face voia lui Dumnezeu, de a asculta, de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Sau a doua categorie de ascultători care nu fac, care nu împlinesc. Oameni neînțelepți, oameni care zidesc casa pe nisip, oameni care în momentul încercărilor viața lor este ruinată, casa lor, relația lor din familie, relația lor cu semenilor este prăbușire, este o prăbușire totală și pentru unii poate însemna poate prăbușire definitivă, fără să mai aibă vreodată posibilitatea să se ridice de acolo. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim din prima categorie de ascultători, acelora care, în momentul în care Dumnezeu le vorbește, să fie gata să împlinească, să fie gata să facă, ca în final să aibă parte de biruința deplină în Raiul lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să fim astfel de ascultători. Ascultători care fac, care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Amin.